Bună ziua, și intrăm direct în subiect, pentru că am văzut așa o scurtă copertă cu un remember, Edi Ordănescu la echipa națională. Așadar, istorie la echipa națională pentru Edi Ordănescu și aș începe cu un pasaj din ultima declarație, declarație făcută în Germania, ultima declarație pe care am văzut-o noi, cu nevoia de pauză și ce mă gândeam, dacă nici la echipa națională nu ai perioada asta în care să te dedici și familiei, corect. Înseamnă că nu mai ai nicăieri. Ocupații mai legere nu cred că există. Pe de altă parte, Edi Ordănescu ne avizase și ne avertizase că dacă nu va continua echipa națională, își va la o perioadă de pauză. Acum să vedem cât de lungă va fi perioada asta de pauză. Am remarcat din imagini și cât am bătrânit în 2 ani. Cât s-a schimbat fizic Edi și cât de mult l-a consumat munca asta aceasta. Asta e valabil pentru oricine. Hai să te vedem și pe tine acum 2 ani și crezi că... Zici că nu cu mine comparam, dar sunt persoane care sunt mai relaxate și nu se schimbă în 2 ani de mult. Da. E istoria Edi Ordănescu la echipa. Acum nu putem să fim ipocriți, ne așteptam la asta. Știam că va pleca, spre asta se îndreaptă lucrul. Era mai degrabă o surpriză să rămână, da. Să fie convins până la urmă să rămână. Iată și văd și eu un tricou de ăsta și se adeverește ce scrie pe un tricou de ăsta la prezentare. Pentru că o să vedem imagini cu selecționerii prezentați de-a lungul timpului de Răzvan Burleanu. Niciunul nu a rămas până la capăt sau până în anul înscris pe acel de tricou pe care l-a primit la prezentare. Daum avea ceva, nu mă știu, 2030. Okay, nu știu, nu chiar exagerez, 2030, dar... exagerăm. Era... Pe de altă parte, Edi Ordănescu a avut... Și de vreo 3 ori mai mare salariu ca Edi. Da. Da. Păi aici e problema și aici e diferența. Mă gândeam astăzi, după anunțul lui Edi, eram convins că nu va continua. Și mă gândeam, mă întorceam în timp așa și mi-a venit în cap, când eram la federație cu Pițurcă, Pițurcă, după ce a calificat echipa națională la Euro, la atunci în 2008, el avea salariul 35.000 de euro. L-au chemat a doua zi la Federație Lupescu și cu Mircea Sandu, el mai avea contract. Și i-au făcut imediat 50.000 de euro salariu. Tocmai ca să-i arate, domne, te vrem la echipa națională. Eu nu înțeleg de ce președintele Federației nu a făcut așa. De ce a urcat în avion și nu au reușit să-l convingă totuși pe Edi. Bun, am știut cu toții problemele, că asta e o problemă generală acolo la Federație, salariile foarte mici la secunzi, preparatori și așa. Știi mai ce departe. Ce ofertă a avut Edi, nu? A avut salariul de 20.000 și s-a propus salariul de 25.000 lunar. O creștere cu 20%. Au visat încă 30.000, da. Mi se pare genant. În momentul în care aduci 12.500.000 de euro, băi, faci ceva în momentul în care, sigur că rezultatele au fost, atmosferă, lotul pe care l-a făcut el, jos pălăria. Mă, da, faci orice e posibil să-i dovedești omului ăsta că îl dorești în continuare, dar nu-i dai 5.000. Deci părerea mea, dacă a fost așa, eu nu știu dacă e așa. Eu cred sincer. Că federația a calculat... Eu cred că dacă au făcut așa, e jenant. Eu cred că au calculat că nu sunt șanse de calificare la mondial. Și atunci au zis, dacă îi plătim lui Edi 1.000.000 în 2 ani... Cum adică nu sunt șanse? Venituri nu avem. Sunt șanse mici de calificare la mondial. De ce sunt șanse mici? Păi deocamdată nu știm cu cine jucăm. Dar cu cine putem juca? Franța, Anglia, Portugalia, Germania, Spania... Păi și Elveția, crezi că ne-a dat cineva vreo șansă? Nu. Și atunci cum să gândesc așa? Nu. Îi arăt antrenorului că îl doresc cu adevărat. Da? Cum îi dovesc unui antrenor? Îi fac un contract care nu poate să-l refuze. Îți iei un risc. Mă, dar plătești, trebuie să și plătești. Și este pentru prima dată de când sunt eu în fotbal, când un președinte câștigă mai mult decât antrenorul. Și cât avea Mircea Sandu salariu cu Lupescu? 3.000-3.500 de euro. Și cât are veniturile din fotbal? Actualul președinte pe lună? 36.000 de euro. Este o anomalie să câștigi mai mult ca selecționerul, ca antrenorul principal. Nu e în regulă să fie așa. În nicio federație nu există. Nu există așa ceva. Și cum să-i dau 5.000 în plus? Păi eu jignire. Și atunci, e clar, eu eram convins că nu va semna. Eu n-am știut, voi știți, dar eu cred că îi dau 5.000 în plus, bine, 12 milioane în federație, mă, stai ușor. Asta a fost reacția federației. Mă rog, federația a anunțat că nu mai are selecționer, că nu s-a ajuns la un numitor comun cu Edi Ordănescu și că contractul scadent în iulie nu va fi prelungit. A urmat și o reacție pe Facebook, pentru că mie mi se pare că și asta, adică evitarea asta de a comunica direct, nu zic într-o emisiune sau alta, într-o conferință de presă în care, haideți să ne ascundem, hai să răspundem la niște întrebări. Probabil că mâine la Comitetul Executiv va apărea Răzvan Burleanu și se va discuta despre asta. Da? Și pe Edi Ordănescu, în ultimul timp, în afara conferințelor la care a fost obligat să apară, el nu a ieșit să vorbească, să-i spună. A comunicat prin intermediul Facebook-ului cu suporter român.
Ok, dar acolo e un dialog, nu e, e un monolog, nu e dialog, da? E un mesaj, da. Și te ferești de niște, de niște întrebări, pentru că Edi Ordănescu, cu tot respectul și toată simpatia, că n-am ascuns niciodată, din contră, am spus, am o simpatie necondiționată față de Edi Ordănescu, s-a dovedit că a reușit lucruri extraordinare. Dar, nu știu, mi se pare o, în cadrul acestui mesaj, nu te-ai simțit lezat și nu te-ai simțit amenințat și familia, cum a fost în momentul în care s-a ratat obiectivul Ligii Națiunilor? Și atunci ai primit susținere necondiționată din partea Federației. Corect. Și atunci n-ai mai venit să-i invoci, că atacurile patronilor au fost și atunci. Mai agresive. Și mai agresive. Și, adică sunt niște lucruri care, din punctul meu de vedere, repet, cu toată simpatia pentru Edi Ornescu, cred că ar trebui să fie discutate. Au fost niște exagerări la adresa lui. Popescu, la un moment dat, a zis, băi, băiatule, tu nu știi ce înseamnă Ligi Națională. Dar voi vă aduceți aminte ce i s-a făcut lui Pițurcă? Doamne ferește. Nu se compară. Voi, sau lui Răzvan Lucescu, hai să ne întoarcem. Răzvan Lucescu, pe Răzvan Lucescu a fost jignit, terfelit, da. Familie. Da. Păi alții au fost efectiv călcați în picioare. Călcați în picioare, da. Da, haide să vedem, apropo de Victor Pițurcă, că l-ai invocat, haide să vedem cum a plecat Victor Pițurcă din conferința de presă la care a participat alături de Răzvan Burleanu, chiar mai tânăr și Răzvan Burleanu, să vezi că au trecut ani și peste Răzvan Burleanu. Nu, deci, arată mai bine acum Burleanu. A fost după meciul cu Lituania sau Austria, cu cine? Ultimul meci al Ungaria. Ungaria, parcă haide să 1-1. A doua oară, da, da. A doua oară, zic eu. Da, da. Pentru mine a fost un regret și este. Că nu credeți că un regret plecarea la echipa națională. Da? Vă mulțumesc! Pare foarte rău, domnul președinte, vă mulțumesc foarte mult! Până la finele săptămânii viitoare vă vom furniza, vă vom comunica numele noului selecționer și implicit prezentarea dumneavoastră. În acest moment, la echipa națională, au fost două variante cu care am lucrat, două variante ideale pe care aș putea să le numesc. Și aici mă refer la cei mai titrați antrenori români, Mircea Lucescu și Anghel Iordănescu. Acest staff nou, tehnic, pe care îl avem la prima reprezentativă, se bucură de întreaga susținere a jucătorilor echipei naționale. Contractul staffului tehnic este pe un an de zile, obiectivul este calificarea. În cazul în care ne-am calificat, contractul se va prelungi și pentru campania din Franța din 2016. Suntem foarte bucuroși să-l avem alături de noi, începând de astăzi, pe domnul Christoph Daum. Unul dintre cei mai titrați tehnicieni deveniți selecționeri ai României. Pentru identificarea celui mai potrivit antrenor, am lucrat împreună cu specialiști de bună credință din fotbalul românesc și din cadrul altor federații din Europa. Antrenorul campion mondial Joachim Löw și Otmar Hitzfeld cred că echipei naționale de fotbal a României îi se conturează un viitor de succes. Cosmin Contra este noul selecționer al echipei naționale a României. Sunt sigur că trecem împreună într-o nouă etapă. Într-o nouă etapă care are toate premizele să fie una de succes și cu toții să avem parte de performanța sportivă pe care ne-o dorim. Acest context ne dă toată încrederea și toată convingerea că vom reuși să schimbăm determinarea, atitudinea și perspectivele la nivelul echipei naționale. De aceea îi doresc multă baftă lui Cosmin în această nouă misiune pe care o are. Îl asigur de tot sprijinul Federației Române de Fotbal, astfel încât visul care lui i s-a îndeplinit de a antrena echipa națională a României să devină și visul tuturor suporterilor români prin prezența la turneele finale. Din primul moment, Mirel Rădoia reprezentat opțiunea numărul 1 pentru Federația Română de Fotbal. Mandatul lui Mirel Rădoi nu este unul pe termen scurt, este unul de construcție. Este un mandat pentru cel puțin 2 ani de zile, cu obiective intermediare. În concluzie, am convingerea că Mirel Rădoi va avea capacitatea să construiască o echipă, un adevărat grup, o echipă învingătoare cu care să putem să mergem la campionatul european. Astăzi suntem aici, în fața dumneavoastră, să-l prezentăm pe noul selecționer echipei naționale de fotbal a României, pe Eduard Iordănescu. Antrenorul care are misiunea de a readuce echipa națională în elita fotbalului european. Și suntem siguri
că va avea capacitatea să construiască o echipă competitivă, o echipă națională de succes, de care să fim cu toții mândri. În ceea ce privește contractul, ceea ce vă pot spune este că este un contract care se întinde pentru următoarele două campanii de calificare, pentru Liga Națiunilor și pentru campania de calificare pentru Euro, un contract care se va prelungi automat pentru Euro 2024, în cazul în care, așa cum ne dorim, să obținem această calificare, un contract, altfel spus, care ne-am dorit să se întindă pe următorii 2 ani și jumătate. Un contract care are un obiectiv principal, calificarea naționalei la Euro 2024, dar și un obiectiv intermediar în ceea ce privește câștigarea grupei în Liga Națiunilor. Da, am avut un scurt remember selecționerii din mandatul lui Răzvan Burleanu, cam așa poate fi intitulat. Am văzut și o declarație a tatu care a contestat numirea lui Cristodom. Acum, privind retrospectiv, nu se poate spune că noi avem dreptate, pentru că, din păcate, mandatul lui Daun n-a fost unul așa cum ne-am fi dorit și cum am fi sperat. Da, a fost opinia mea, cum și acum spun. Îmi spun opinia că este o foarte mare greșeală. Foarte mare greșeală. E greșeală, Edi Ordănescu trebuia convins, înainte să plecea europene să urce în avion, să semneze contractul. Și cum convingi un antrenor, că aveți aici antrenor pe Florin. Băi, fac orice, îi dovedesc că îl vreau. Orice fac. Și din punct de vedere financiar. Dar nu-i dau 5.000 pare pe bune. Pe băi, Dane, ultima... pe bune, nu-i dau 5.000 plus la salariu. Repet, Edi Ordănescu susține că nu banii au fost problema. Dar asta e, trebuie să știm că... dacă a fost ăsta impedimentul principal, salariul. Dar la cum, nu știu, cum cred eu că vor degenera lucrurile, nu cred că salariul a fost... Cum vor degenera? Da, adică deja am văzut niște declarații așa în presă. Puțin... Te aștept să existe schimburi între cele două părți? Da, știi ce mi-aș fi dorit de la Edi? Dacă e un lucru pe care, nu știu, aș vrea să-l văd, să-l îmbunătățească, este relația cu presa. El este un antrenor foarte bun, dar un antrenor introvertit. În momentul în care tu pleci de la echipa națională, trebuie să ai o conferință de presă, nu să intri și să vorbești pe Facebook sau pe Instagram. Corect. Nu știu, asta părerea mea. Da. Adică trebuie să vii, pentru că oamenii, am văzut sute de mii de oameni care ți-au strigat numele, au nevoie de o explicație. Lor li s-a adresat poate că va ieși, nu știu, în zilele următoare. Poate. Dar mi se pare că lucrul acesta poate să și-l îmbunătățească. Și eu îl cunosc de 25 de ani, am stat și cu el în cameră, când eram... Nu lasă nimic la voia întâmplării, am mai spus mi-aș dori pentru el lucrurile astea să le îmbunătățească, să le facă mai bine, așa fel încât să, nu știu, să-i fie lui bine pe mai departe, pentru că se va duce la, nu știu, la echipe de club, nu știu, în Arabia Saudită, în țările din vest. Va fi obligat să apară. Acolo n-ai văzut. Da, trebuie să-ți filmezi și antrenamente. Știi, nu se ferește să apară. Mai degrabă mi s-a părut că a evitat contactul cu presa tocmai ca să nu răspundă. Da, dar nu e regulă. Ai văzut Pițurcă în conferința de atunci. A apărut și a zis, gata, am încheiat, îmi pare foarte rău că plec de la Națională. Dar asta e situația. Sunt oameni care vorbesc despre războaie în conferințe. Chiar să nu poți să explici în fața camerelor de ce pleci de la federație. E doar să scrii din fața unui laptop pe Facebook. Așa e. Exact cum spune Florin. Nu știu, se vede neprofesionist. Da, un pic. Poate o să o facă. Sper totuși. Că nu sună... Poate o să o facă. La noi fel acum... cum mi se pare că dezamăgirea e și din tabăra cealaltă, pentru că acum nu că mă constituie un avocatul federației, dar da, în momentul ratării obiectivului și ratării meciurilor din Liga Națiunilor, a fost susținut necondiționat de federație. Da, dar asta nu înseamnă că Edi le rămâne dator pe viață nu. Când l-au susținut. Nu, da, dar dacă, atunci... Hai să ne aducem aminte că dacă meciul cu Bosnia ieșea la fel ca celelalte, nu mai susțineau. Dar a venit meciul cu Bosnia, da, care a fost acel 4-0 și jocul care a dat speranțe și care am spus cu toții, nu domne, trebuie să continuăm. Iară suntem în situația aceea în care avem speranțe, nu? Venind după un turneu final în care am simțit toată această emulație, am văzut că lucrurile par să meargă, suntem pe un făgaș, suntem pe un făgaș și iarăși ne oprim, iarăși trebuie resetat, iarăși trebuie să luăm de la capăt și... Bineînțeles, iarăși discuțiile despre viitorul selecționerilor, că ajungem și în punctul acesta. Păi acum, și eu acum, dar portul ăsta, acum viitorul selecționerul vine și zice, păi bine, bă, dacă el n-a vrut, lui nu i-a dat cu 5.000, păi mie cât îmi dă, frate. Adică e total neprofesionist cum s-a procedat, e împotriva legilor fotbalului, împotriva legilor de a conduce fotbalul.
Pentru că trebuia, repet încă o dată, orice făcut, acum nu știm că poate Edi va ieși și va spune, domnule, uitați de ce am plecat. Da, și poate vor ieși cei de la federație și vor spune, da, domnule, am făcut orice, pentru că poate... am văzut un gazeta sportului, parcă astăzi, materiale în care cei de la federație i-au acceptat inclusiv că la un moment dat știu că se blocaseră cu Edi, nu ușor de negociat, și asta știm. La un moment dat se blocaseră negocierile la partea secunzii cu stafful tehnic, care era angajat part-time să fie oameni angajați. Da, ajungem iarăși în punctul ăla, că trec de la un alta. Ok, până acum Edi Iordănescu susținea că e nevoie de oameni care să fie în permanență la federație, dar ce facem în perioada asta? Și când vom numi un antrenor? Adică suspendăm toată activitatea, că se joacă meciul de campion, nu mai e deloc mult până în septembrie, când începe Liga Națiunilor. Și venim din partea în care un selecționer cerea să fie oameni non-stop și acum e un vid. Acum nu mai e nimeni, nu mai lucrează nimeni. Nu. Să vedem cât timp. Să vedem cât timp. Că federația are deja... Da, vom discuta după pauză de planul B, care ar fi. Dar, repet, așteptăm lămuriri, pentru că suntem în faza pe comunicate, suntem în continuare în faza în care speculăm foarte mult, se dovedește, din păcate, că speculațiile pe care le-am făcut încă din Germania se adeveresc, și anume aceea... A fost un semn de întrebare în momentul în care Edi a plecat nesemnat de aici la campionatul european. Pentru noi de aici a fost un semn mare de întrebare. Era foarte greu, nu știu, ca el să vină de acolo și să semneze, doar dacă, nu știu, poate eram campion european și atunci... Pleca sigur atunci. Că era cu totul altceva, nu se schimba. Sau rămâne aici pe un salariu, cum spunea Florin, foarte mare. Știi, dar asta spun că mi s-a părut de atunci o incertitudine pe care, sincer, am vrea să o cunoaștem la un moment dat. De altă parte, Edi Iordănescu e cert, a refuzat niște oferte și au fost niște oferte. Au fost adversari, au fost 5 milioane, 5 milioane salariu pentru el și staff-ul lui, undeva în luna martie-aprilie. A stat puțin pe gânduri, dar... Da, n-a intrat în negocieri cu nimeni, așa cum, la urmă, cum a zis. Da, probabil va fi desecretizat la un moment dat. Toată această poveste. Mă puneam acum și în partea cealaltă, în partea federației. Bă, dacă s-au gândit așa, domnule, noi anul ăsta am început programul la echipa națională în martie. Suntem acum în luna iulie, aproape de august. Noi anul acesta, rezultatele la echipa națională sunt următoarele. Avem 8 jocuri, o singură victorie, 3 egaluri și 4 înfrângeri. 7 goluri marcate și 10 primite. Tu vorbești de bilanțul din ultimele meciuri. Ultimele meciuri. Până acum. Dacă privim așa, pun în locul lor, zic, bă, dacă ce s-a întâmplat anul ăsta și au făcut o analiză doar pe anul ăsta, ceea ce, nu știu dacă e adevărat, dar realitatea până la urmă... Da, poate fi. Asta este. Doar că la nivel de echipă națională nu și e doar... Și vezi ce înseamnă când lucrezi cu percepții și ce înseamnă și fotbalul ăsta? Da! Te uiți la rezultate... Nu, că am vorbit și mai devreme, dar te uiți la rezultate și pe de altă parte... Te gândești cum am ajuns aici, știi? După victorii la rând n-am fost în starea asta de spirit și atât de apropiat de echipa națională. Noi o fiu da, și astea sunt cifrele. M-am bătut pe nimeni, e dezastru. Nu, am bătut o singură dată, când trebuia, când era pe Ucraina. Ne întoarcem după o scurtă pauză. Iesă infirmate acele zvonuri. Dacă e să discutăm despre cine vine, nu știu. Cred că orice listă nu poate să înceapă decât cu Mircea Lucescu, cel care a făcut un maraton după echipa națională în această vară în Germania. Da, acum trebuie să avem în vedere și vârsta. Vârsta contează și pentru jucători și pentru antrenori. Mircea Lucescu face 79 de ani. Și îi dorim mulți înainte. Mulți înainte să fie sănătos. În câteva zile. Există vreun selecționer de 79 de ani în funcție? Nu cred. Eu nu știu să există. Nu, în funcție, dar... Nu știu, nici vitalitatea unui... unui om la 79 de ani n-ai avut. Nu e program ca la club. E viu mâne, Mircea. Păi e, zic, vitalitatea pe care are Mircea Lucescu. Nu e program ca la club, dar nici foarte lejer nu e. Trebuie să călătorești, să vezi jucători. Edi a mers în Spania. Vrei să zic programul din ultimele două luni al lui Mircea Lucescu? Că m-a bătut în kilometri orice. Da, Victor Fișor, că... numai la ultimul meci. La meciul cu Olanda a zburat la Salzburg. De la Salzburg a luat trenul până în centrul Münchenului și din centrul Münchenului frumușel s-a urcat în metrou să ajungă la hotel unde era cazat. Om la 70 și ceva. Asta după ce făcuse maraton și a fost și la Corvinul și la Hunedoara și a făcut. Deci, care e cea mai mare problemă acum, Dane?
părerea mea, este că antrenorul care va veni, va veni acum va avea o viață grea de tot. Pentru că vine pe un fond extraordinar de simpatie față de el. Imense. Păi și acum e rău așteptări că e simpatie asta? Eu cred că unul. E o moștenire grea, spui. Eu, foarte grea. Foarte grea și va fi foarte greu de gestionat de către el. Mă gândeam decât la un antrenor cu experiență, cred eu, și un antrenor care a construit ceva, care a făcut ceva. Eu mă gândeam, de exemplu, la Pițurcă. Bă, de ce să nu încerci să-l aduci pe Pițurcă? Dar problema e că Pițurcă nu-ți vine în orice condiții. Antrenorul care veni acum în situația în care este, cred eu că va fi un antrenor care va accepta orice. E foarte greu, pentru că un antrenor, cum e Nea Mircea, cum e Pițurcă, cum e Răzvan Lucescu, cum e Dan Petrescu, cum e Hagi, și exemplu, pot continua, Dorinel Munteanu, ei se gândesc, la ei nu se gândesc acum financiar, bă, ce fac dacă mă duc și o comit? Pentru că antrenorul care va veni acum și, Doamne ferește, se va întâmpla ceva, din punctul meu de vedere are cariera... Ce înseamnă se va întâmpla ceva? Ne bate Kosovo. Primele două meciuri, trei meciuri din Nations. Kosovo, Lituania și Cipru, nu? Da. Liga Națională. Ne bate Kosovo. Deci am gândit... Miza oricum e... Edi ne-a dus la Euro. Miza cea mare... Ne-a calificat. Miza cea mare constituită de preliminare campionatului mondial. Da. O campanie care șansele sunt foarte... Noi n-am bătut Bulgaria și Liechtenstein și ai văzut ce iure și a ieșit. Înainte de... În amicale. În amicale. Doamne ferește, te bate Kosovo și mai faci ceva. De asta zic că cine vine antrenor acum soluții... se gândește de foarte multe ori până. Bun, deci soluții sunt. Realiste sunt foarte puține. Din punctul tău de vedere. Din punctul meu de vedere. Da. Fără Mircea Lucescu, Hagi, Beloni. Răzvan Lucescu, Beloni, nu cred, dintre aceste nume, nu cred să fie o soluție realistă vreuna. Șumudică, Mutu. Da. Rădoi. Rădoi, Chivu. Dar pe Rădoi cred că nu-l mai vor ei de la federație înapoi. Așa zici. Da, așa știu că nu mai vor. Chivu, mai e o variantă? Chivu știu că nu vrea el. Și a apărut destul de așa des în ultimul timp, nefirez de des în peisajul fotbalului românesc. Da, înțeleg că e hotărât să fie antrenor de club, Chivu, și să continue în Italia și să prindă o echipă de club. Și Mudică Mutu, în ordinea inversă, de fapt. Mutu ar fi favoritul federației în momentul de față pentru post. Și afară de Mutu și de Șumudică, mie nu mai vine în minte un nume pe care să-l poți să-l abordezi cu șanse. Mircea Lucescu e liber de contract. Hagi, într-adevăr, e o problemă. Înțeleg că favorit ar fi din nou Hagi, da? Cum a fost de fiecare dată în ultimul timp. Dar la Hagi e conflictul ăsta de interese și probleme. Le-a spus și ne-a spus de 1000 de ori. Uitați numele meu, câtă vreme am un club, câtă vreme dețin un club, nu mă luați în calcule pe mine pentru postul ăsta. Da. Asta o discutăm noi în studio, repet, din punctul meu de vedere, dacă noi știam de acum luni de zile sau săptămâni că Edi Ordănescu nu va semna, cei de la federație nu au nicio scuză dacă tergiversează prea mult numirea unui antrenor, pentru că timpul, repet, nu lucrează în favoarea lor. În septembrie, la început de septembrie, avem... Deci, cum ai zis, cine urmărește jucătorii? Exact. Lași așa totul pe... Pilot automat. Am înțeles că o să rămână, o să rămână și Costică, nu? Și Jerry. Și Jerry probabil că ei se ocupă de chestiile astea în continuare. Asta să îi vrea și nou selecționat, nu? Băi, federația o să impună nou selecționat. Aici nu mai e... Acum depinde pe cine acum numești. Pe cine numești, dacă vine Lucescu sau Hagi, da. Bine, ne însemnăm că, Doamne ferește, Jerry Gane sau Florin Constantinovici n-au competențe și nu pot lucra cu orice selecționer. Tocmai. Este și munca lor acolo. Eu cred că Edi și stafful lui și stafful au avut un rol extraordinar și preparator. Toate lucrurile au fost foarte și asta a putut să confirmăm. S-a văzut afară că a fost totul făcut profesional. Eu am fost lângă ei. Și doctorul și doctorul de la Craiova. Tocmai la cât de mult s-a muncit, mă gândesc exact. Adică e ca și cum ai lăsa un autocar fără șofer, nu știu, să ruleze pe autostradă. După ce lucrurile au fost farmacie și toate au fost bine puse la punct, mă aștept mâine comitet executiv, ok, o să-l vedem și o să-l ascultăm pe Răzvan Burneanu. Miercuri, dacă nu mă înșel, este ședință de comisie tehnică. Nu știu, formalitatea aia cu comisia tehnică propune și Răzvan Burneanu validează, dar... Formalitatea e pierdere de timp și teatru cu comisia tehnică. Mă aștept până la sfârșitul lunii să avem un selecționer, nu? Un selecționer cu un staff care să continue. Pentru că cu 3 săptămâni înainte de prima acțiune, trebuie anunțat stranierii, nu? Asta înseamnă începutul lui august, cumva. Sau, mijlocul lui august.
Oricum, contractul lui Edi expiră la sfârșitul acestei luni, da? Da. Da. Deci mai are o săptămână, nu? Cam așa, o săptămână, da, și 7-8 zile. Adică în 2-3 săptămâni trebuie să anunți lotul pentru primul meci. Da, cam în 2-3 săptămâni, da, trebuie să anunți lotul. Dar lotul anunț pe baza unor, monitorizări. Nu cred că poți să angajezi un om azi și el anunță un lot a doua zi. Ar părea chiar ciudat. Da. Mai ales că și trebuie să ținem cont și de asta, sunt și reverberează încă imaginea. Adică cu toții avem, și federația în primul rând, dom'le, am reușit să reclădim ceva ce părea pierdut și imposibil să mai vedem vreodată. Așa este. Legătura asta dintre suporteri și echipa națională. Or, eu cred că asta e cea mai mare responsabilitate pe care federația o are. Tot acum pe un antrenor tânăr. Un antrenor care a mai fost pe lângă echipa națională. Părerea mea. Adică, sunt nume grele cele pe care Rădoi, voi le-ați spus. Rădoi și Mutu, tu, de fapt, îngustezi. Păi, nu văd alte soluții în momentul de față. Adică soluții care... Mircea care se încadrează în profilul, da, pe care vor exact. Hai să vorbim și cu cineva care... Și până la urmă, sunt antrenorii și Rădui și Mutu care au mai lucrat cu parte din jucătorii aceștia, da. Și ne bucurăm să salutăm pe cineva care va avea un vot în comisia asta tehnică și probabil că dacă n-a făcut propuneri, urmează să se gândească la propuneri. Aurel Țicleanu ne se alătură prin telefon. Bună ziua, domnule Țicleanu! Bună ziua, domnilor! Ce faceți? Mă ascund de căldură ca toată lumea. Am înțeles. N-am apucat să vorbim după campionatul european, dar felicitări pentru bucata dumneavoastră, pentru că știu că ați fost în comisia aceea care l-a... Comisia, comitetul, oamenii care l-au ajutat pe Edi Ordănescu, deja fostul selecționer, prin studierea adversarilor, prin sfaturi de natură tehnică, a fost așa un grup de lucru și știu că dumneavoastră ați făcut parte din acest grup de lucru. Da, mersi, numai că după 2 ani de zile am participat la prima înfrângere, că eu am avut Belgia. Acum puteau să urmărească pe Belgia și Mourinho, exact. Guardiola, tot am fi pierdut. Tot credeam că putem să încurcăm. Adică era un scenariu dintre multe altele. Dacă duceam jocul într-o anumită direcție, eu credeam, speram. Dacă nu luam golul ăla atât de repede, nu? În primul rând. Exact, și doi, nu trebuia să pierdem mingea în jumătatea noastră. Adică, statistic, belgienii stăteau foarte tare la contraatac. Adică erau criminali la urmă. Da. Vă gândeați în momentul în care studiați Belgia că, nu știu, într-o perioadă atât de scurtă de timp, selecționerul în funcție, Edi Ordănescu, va fi istorie pentru echipa națională? Chiar nu. Chiar nu. Să nu spuneți că v-a surprins plecarea lui Edi Ordănescu. Bă, da. Bă, da, m-a surprins. Pentru că eu când am început acum vreo 2 ani de zile, mi-aduc aminte, vorbeam de Cupa Națiunilor și am fost pe la Malaga și pe la Alicante și m-a ajutat Dumnezeu să văd vreo două cetăți așa într-un vârf ruine, așa, pe vârfurile dealului și chiar am făcut un cum se numesc asta, de fotografii. Le-am aranjat și i-am încurajat. Un colaj de fotografii. Super, ăsta este termenul. În care păreau cetăți inexpugnabile și după aceea am prins și niște, și o fanfară și la unii și la alții și terminat tot în fanfară. Și am făcut legătura spunând că, dom'le, poate acum obiectivele sunt îndepărtate, sunt ca cetățile alea de necucerit, dar aveam încredere în staff, în Edi, și spuneam că o să fiu, sunt sigur că ne va face mândri. Da, și uitați că ne-am făcut și, din păcate, din nou trebuie să ne oprim. Ca să vă întreb direct, credeți că federația a făcut tot ce era posibil pentru ca Edi Ordănescu să rămână? Eu cred că da. A fost acolo un contract și nimic n-a lăsat să se înțeleagă că este vorba de ceva. Eu n-am fost chiar foarte apropiat de ei, dar, cum să spun, așa ca un termometru, din când în când am fost și eu aproape și de echipă și de staff. N-am sesizat nimic cum că ar se coace ceva de genul ăsta.
Și am ajuns în punctul acesta și sigur că e de discutat mult și din punctul meu de vedere și Edi Ordănescu și cei de la Federație ar trebui să lămurească într-o conferință de presă, să avem așa un dialog, întrebări și răspunsuri pentru a ne lămuri noi ca noi, dar oamenii ăștia care au umplut piețele, oamenii ăștia care au umplut stadioane, oamenii ăștia care și-au dat seama ce înseamnă galbenul tricolor, au format zidul în spatele echipei naționale și pentru ei eu cred că și unii și ceilalți sunt datori cu răspunsuri. Corect. Deși mă îndoiesc că toată lumea va fi sinceră 100%. Și asta este adevărat. Dumneavoastră sunteți sincer 100% acum. Ce urmează, domnule Țicreanu? Sunteți membru în comisia asta tehnică. Mulți se grăbesc și chiar vicepreședinte, nu orice fel de membru. Mulți se grăbesc, printre care și colegul meu aici de față, Remus Răureanu, să spună că e mai degrabă o formalitate, că lucrurile în comisia tehnică sunt făcute de dragul de a fi făcute și că până la urmă decizia este la Răzvan Burleanu și el este cel care... Eu contrazic pe Remus. În lumea asta, toată lumea are nevoie de cineva care să scoată castanele din foc cu mâna alta. Corect. Da, și asta este bună. Ce urmează? E un plan B? Adică se știe, întrebarea e simplă. Se știe și noi știm de câteva săptămâni. Dumneavoastră spuneți că v-a surprins. Pe noi nu ne-a surprins decizia lui Edi Ordănescu. Credeți s-a marșat pe planul ăsta B sau contactat vreun selecționer sau contactat, poate e prea departe, da? S-a făcut o listă scurtă? Aveți cunoștință despre o listă scurtă cu posibili selecționeri care să-l lucrească pe Edi Ordănescu? Nu. Adică la Comisia Tehnică suntem foarte mulți tehnicieni, antrenori și vrem să dăm un mesaj peste tot și în țara asta, unde meseria asta de antrenor este din ce în ce mai puțin respectată. Și noi am respectat, ai un contract cu un antrenor, dom'le, merg până pânzele albe. Deci lui îi expiră contractul pe 30 luna asta, am înțeles, sau 31, câte zile. Deci nu există absolut niciun plan B. Înțeleg că mâine este comitetul executiv. Comitetul executiv, președintele cred că va informa membrii comitetului executiv și va primi, cum să spun, permisiunea să găsească un alt selecționer. Noi știm de vreo 3-4 zile că suntem invitați la, avem ședință de comisie tehnică în data de 24 joi. Și vom la comisia tehnică, acolo vom discuta despre criteriile necesare pentru a-l căuta pe viitorul selecționer și la sfârșit va apărea o listă de nu știu cât în funcție de discuții și asta înseamnă că președintele și eventual directorul tehnic vor primi ok-ul să discute în funcție de mandatul pe care l-a acordat comitetul executiv, să discute cu antrenorii de pe lista pe care o va decide comisia tehnică. Da, sunteți de acord că timpul nu e aliat nici aici cu federația, nu? Facem noi un calcul simplu, la început de septembrie încep meciurile din Liga Națiunilor, e sprintul acesta, că mai nou așa se întâmplă, practic septembrie, octombrie, noiembrie se joacă meciurile din Liga Națiunilor, noi suntem pe final de iulie, nu știu cât de mult timp mai este. Nu văd timpul ca pe un handicap atâta timp cât structura staffului este aceeași. Deci orice antrenor vine și unul dintre criterii va fi ca antrenorul, viitorul antrenor, viitorul selecționer să fie un român, ori dacă este un român, n-are cum să vină și să spună că dom'le nu cunoaște jucători. Vorbim de antrenori de top. Deci știm sigur că va fi român următorul selecționer. Eu mă gândesc, nu pot să vorbesc în numele colegilor mei, dar mă gândesc că între criterii, că vă spuneam, va trebui să punem pe masă niște criterii. Dar pentru de ce vi se pare că ar fi rău să fie străin? Contează naționalitatea? Nu mi se pare rău, n-am vorbit de lucrul ăsta, dar mi se pare că fotbalul românesc are suficiente resurse ca să poată să nominalizeze un antrenor care să ne ajute să ne îndeplinim obiectivele. Asta spun, nu pot să anticipez absolut nimic. Dar vă întreb pe dumneavoastră personal și oricum vă mulțumesc mult de tot pentru că în orice condiții și în orice situație dumneavoastră ați fost dintre cei care v-a răspuns și a vorbit. Eu mai mult decât atât vreau să spun, când echipa națională lua bătaie,
toți fugeau ca potârnichile. Veneați la mine și eu vorbeam, am vorbit cu toți. Când echipa națională câștiga, se duceau toți la microfoane. Și asta este adevărat. Dar voiam să vă întreb... Eu am fost, pentru că vă respect, am fost și breasla asta jurnaliștilor și asta e și educația mea, respect pe toată lumea, mai ales pe... Bravo, Naurica, așa. Cu care am făcut și lucruri. Da, voiam să vă mai întreb, din punctul nostru de vedere, ar trebui să avem, pentru că discuția se ramifică deja aici, un antrenor cu experiență, cu foarte mare experiență, care să vină să preia echipa națională, sau tot un antrenor, să spunem, nu lipsit de experiență, dar tânăr, care eventual să fi cunoscut, să cunoască grupul ăsta de jucători, nucleul, și aici restrângem cumva la Mutu, restrângem la Rădoi, cercul antrenorilor care ar putea să vină să pregătească echipa națională, pentru că cel mai mult ne-am dorit continuitate, dar n-ai nicio garanție că cine vine reușește să facă lucrurile pe care, să ducă mai departe munca lui Edi Ordănescu. Denuțul, aici este un aspect pe care vreau să-l discutăm. Dacă pe vremea mea echipa națională reprezenta topul a ceea ce la care cât de sus putea visa un antrenor că ar putea să ajungă un antrenor român, acum situația s-a schimbat. Echipa națională este o echipă, sigur, din punct de vedere sentimental înseamnă mult. Dar să nu uităm că la nivel de salarizare noi avem antrenori români care sunt mult mai bine plătiți decât nivelul echipei naționale. Și atunci pentru mine apare încă un criteriu al unui antrenor care are disponibilitatea de a veni la echipa națională. Pentru că dacă vrem să fim sinceri până la capăt, noi am rămas cu Edi Ordănescu pentru că Edi Ordănescu a fost singurul care și-a dorit să vină la echipa națională. Restul toți au fugit. Deși, ipocriți cum suntem cu toții în lumea asta a fotbalului, eu am o vârstă și pot să le spun fiecăruia una și alta. Ei spuneau, când vă duceați voi să-i întrebați, spuneau că noi, din punctul nostru de vedere, am venit și pe jos la echipa națională. Și când te duceai la ei, te refuzau. Și așa s-a ajuns la Edi Ordănescu. Și mai țineți minte că președintele și cu directorul tehnic, când au plecat să discute ultima dată înainte de a-l pune pe Edi, anunțau presa întâi. Și așa au fost și la Salonica, așa au fost și la Cluj și așa au fost pe la toți. Pe unii i-a deranjat chestia asta. Dar ca să lămurim o chestie cu toată lumea. Deci mai este un criteriu acela al disponibilității. S-ar putea ca unii să fie sub contract acum, deși ar putea să antreneze. S-ar putea ca unii să nu aibă echipă și să nu vrea să vină. Da. Da, cei mai mulți dintre cei importanți sunt sub contracte. Hagi, Răzvanucescu, Dan Petrescu. Ați văzut? Olăroiu. Deci pe ei îi tăiem de pe listă din start. Da, da. În schimb, sunt acum niște numele libere care nu erau în momentul în care s-a pus problema Edi Ordănescu sau Loții Beloni. Asta a fost finala, ca să spunem așa. Deci cam inclusiv Loții Beloni e liber, nu? E liber, da. În momentul în care stabilești un antrenor pentru o echipă, este de fapt o fotografie a momentului respectiv, din punctul de vedere al posibilității de a aduce un antrenor, dacă nu este sub contract. E foarte important. Da. Sunteți transparent până la capăt? Ne spuneți ce propunere o să aveți? Nu pot să spun înainte, pentru că trebuie să stabilesc criteriile. Nu, trebuie să stabilesc criteriile. Adică, dacă la momentul când a venit Edi Ordănescu puteam să luăm orice, acum mi se pare un criteriu deosebit de important ca viitorul antrenor să fi lucrat la un lot național, să fi fost selecționer. Deci Șumudică nu mai are nicio șansă. Uite, nu m-am gândit la Șumudică, dar pot să fie și excepții. Pentru că s-ar putea să fie 5, 6, 7 condiții. Ori dacă din 6, 7 condiții îți lipsește una, eu nu cred că îl scoatem din discuție pe antrenorul respectiv. Da, dar bine. Ce vreau să vă... E lașului Drăguț, Drăguș, plus a lucrat cu Niță și la Vreda. Deci, clar, trece. A lucrat cu Niță, a lucrat cu Stanciu, cu Sorescu, cu Alibec. Da. Neaurică, Florin sunt. Dar criteriul... Sunt trei Florinelu. Criteriul de rezultat, cred că ar trebui să primeze, nu? Să fie avut și rezultate la echipa națională.
Categoric. Și dacă se poate, vorbim de alt criteriu, este, trebuie să fie, să fi fost, e foarte important să fi fost și jucător la echipa națională. Atunci, Edi nu s-a încadrat în nimic când l-ați angajat. Nu a fost jucătorul la națională, n-a avut rezultate la echipa națională. A zis neamorită că n-a avut variantă. Da, l-a moștenit, știi? A moștenit, corect, da. Încă o dată spun și sper că n-am vorbit, dar nu-i nimic, spun și de două ori. Deși am pretenții de la toată lumea, în primul rând de la mine. Edi a fost singurul care a rămas pe metereze să preia echipa națională. Am înțeles, da. Deci am sărit peste multe criterii pentru că eram la zero. Da. Acum avem mai multe criterii pentru că suntem mai închipuiți, așa. Am fost la dar venea și el după un campionat câștigat, Neaurică. Ce ai zis, Florinel? Venea și el după un campionat câștigat cu CFR, adică avea ceva în spate. Iordănescu nu era, din punctul nostru de vedere, era... Da, avea niște rezultate, da. Era un antrenor care obținuse și niște trofee. Asta spun că... Da. Adică era chiar culmea să ne certe cine, foștii patroni de la echipe din prima ligă care l-au angajat ei. Și după aceea să ne spună de ce l-am angajat noi. Domnul Cicleanu, în final, realist vorbim și având experiență și expertiză acolo, în cât timp credeți că vom avea un selecționer? Nu, asta, aici avem nevoie de timp în sensul în care s-ar putea să nominalizăm un antrenor care să fie agreat de... Pentru că noi dăm, cum să spun, delegăm președintele și directorul tehnic și să vrei să vorbești prima dată cu el. Pe cine să zic? Șumi, hai să zic că dacă le-a zis pe Șumi, dacă tu ești rapidist, Dănuțul, spunem de Șumi. Vrem să vorbim cu Șumi și Șumi ne spune, bă, mă scuzați, dar eu 3 săptămâni am plecat în insula Bali. Se întoarce, vă zic eu, pentru asta. Nu? Se întoarce. Nu pleacă, își anulează bilete tot. Se întoarce, se întoarce pentru asta. Știi de câte ori am auzit-o pe asta? Pe jos vin la echipa națională. Pe jos n-ar veni, dar veni. Și vorbește Remus acum, să nu spuneți că numai eu. Bun. Și nu sunt rapidist ca Dan. El l-ar vrea pe Mircea Lucescu, că e dinamovistă, Remus, de-aia. Cine o fi să dea Dumnezeu să fie bine, să avem o dată pentru totdeauna continuitatea, pentru că am mai discutat noi, domnule Țicleanu, de fiecare dată când, nu știu, lucrurile păreau că merg într-o direcție, ceva se întâmpla și ne opream. Și s-a întâmplat asta și în urmă cu ceva timp, cât, 12 ani sau mai mult, 13 cu Răzvan Lucescu, cât, mamă, 15 ani trecut, 2009 a venit, 2012 a plecat. Adică tot am avut experiență de astea când se făcea ceva, și Cosmin Contra, și Mirel Rădoi, a plecat fix în momentul în care parcă întrezăream așa o rază de speranță. Acum s-a deschis o ușă cu totul de speranță, vedeam că lucrurile merg în direcția în care ne doream, entuziasmul oamenilor, și brusc iarăși ne oprim, o luăm de la capăt. Dacă mă uit așa la istoria fotbalului românesc, pot să zic că la voi, la Rapid și la noi, la Craiova, tot timpul nu erau importanți dușmanii din afară, erau de la noi, se făcea. Dar aici suntem la noi, la România, asta e problema. No, păi, și luăm și pe Remus cu noi. S-a transmis la nivelul ăsta, că și Dinamo acum e la fel, și FCSB e la fel. Uitați-vă că asta este unul din cusurile fotbalului românesc. Ușor, ușor dispare respectul și se schimbă antrenorul crezând că... Da, da, acum dispare antrenorul. Craiova. Dispare antrenorul. Uite, uite acum la e-mail la Craiova l-au adus pe Balint, că eu dacă simt partea antrenorilor. Le-a spus Balint că e o problemă de disciplină? Giusi Balint, le-a spus Mirel Rădoi că e o problemă de disciplină? I-au dat afară pe amândoi și ca să ajungă după încă 2 ani să-i constate că e o problemă de disciplină. Dar nu-i nimic, mergem mai departe. Care e problema? Am înțeles trimiterea. Bun, mulțumim mult de tot pentru acest interviu. Eu vă mulțumesc, domnilor. Toate. Să știți că la următoarea victorie a echipei naționale promis să vă sunăm. Țin telefonul închis. Nu schimb nimic, dacă ne-a mers bine, nu schimb nimic. mulțumim pentru această legătură. Da. E de discutat și în continuare, e de discutat și despre ce s-a întâmplat la nivel de echipe de club, pentru că din nou trageri la sorți, avem o săptămână în care jucăm, Dinamo a bătut cum a bătut, avem multe lucruri de discutat și apropo de ce se întâmplă.